Salut, eu sunt Sherry și cu toții știm care sunt cei mai buni trapperi din România la momentul actual. Bine, e o chestie subiectivă, dar sunt câțiva care rup topurile. Dar cum erau oamenii ăștia la început? Cum sună primele piese ale trapperilor? Asta vreau să vedem astăzi, dar înainte de toate o să începem nu cu o piesă, ci cu un live senzațional făcut pe Facebook de Ian și Asteca în 2017, pe vremea când erau împreună, erau un duo. Westside. Ia uite-l pe Ian, cum stătea acolo cocoșat. Era producător, lucra. Mamă, mi se pare că Ian aici seamănă cu un prieten de-al meu din copilărie, de la Craiova, mă jur, deci mi se pare răit. Băieții erau la studio și dădeau niște versuri, habar n-aveau ei ce urma să se întâmple cu tot fenomenul care a fost în România cu Ian și Astera. Bun, dar hai totuși să vedem care este prima piesă. Prima piesă a lui Ian e lansată pe 28 iunie 2017 și se numește FBF. Nu știu de la ce vine FBF, hai să ascultăm. Mâncați culată băiat, eu fac trapul adevărat, tu n-ai trăit niciun... Eu zic să tași că e păcat, deci lasă-te cu metre. Că nu cunoști cum este, trăiesc fără regrete. Îmi joacă mintea feste, ai fost copilul de bani, gata, ai avut ce ai vrut. Eu n-am avut nimic și de-aia trăbuiesc atât. Pare că e dis pentru Asteca, știi? Aia cu ai fost copilul de bani, gata, ai avut ce ai vrut. Dar mi-e greu că e de serios dis de la prima piesă, doar ce se cunoscuseră. De pistoale, de-aia hateresc atât. Tu ești un copil moale, deci nu mai minți atât. Bă, piesa e bună, adică se vede că omul a mai cântat înainte, nu e efectiv prima dată când a fost pus la microfon. Piesa este bună, se vede și o evoluție de asemenea, adică nu cred că Ian, dacă ar scoate piesa asta astăzi, ar fi cineva happy cu ea. Dar e o piesă ok. Hai să vedem și prima piesă lui Asteca. Se numește Maiba, prima piesă lui Asteca. Yeah. Hai să vedem care a fost prima piesă mai bună, de la Ian sau de la Asteca. Garda, încerc să iau ce al meu din trecut cu brigada. Când eram mic, mergeam spre mare, mai bagul lui tata. Și merg pe autostradă, fumesc cu ei, iar mai bag 200 la oră, văd în viitor vine. Mi-e greu să decid, care e mai bună. Văd în viitor vine garda. Amândouă piesele mi se par mid cumva, dar sunt pentru prima piesă a unui trapper publică, sunt bune amândouă. Da, o să-i dau asta lui Ian. Cred că piesa lui Ian e un pic mai bună, dar ambele mi se par foarte, foarte similare la nivel de calitate. Dar totuși, dacă stăm să o luăm logic, asta nu e prima piesă lui Asteca, pentru că prima piesă lui Asteca a fost făcută cu mama lui pe vremea când era mic și nu îl chema Asteca. Îl chema doar Eddie și e de fapt o piesă a mamei lui, nu? Nu, Alex, asta e. Piesa se numește Ține, nu ține și e cântată de mama lui Asteca, Manuela Fedorca. Alături de Eddie. Este Eddie și Manuela Fedorca, fraților. Dar ce gen de muzică cânta mama lui Asteca? Pop, nu? N-am știut niciodată de ea. Dimineața nu îți bei lăpticul. Nu cred. Nici de vorbă nu stai cu bunicul. Dimineața nu îți bei lăpticul, nici de vorbă nu stai cu bunicul. Și nu știu ce să mă mai fac, soluții nu găsesc. Nu profita când spun că te iubesc. Nu ține. Vrei să-mi vezi din nou o poezie? Așa se faci, seamă cu la vânt că-ți place ție. Așa se faci, că i-am crescut chiar tu nu vezi. Te porți cu mine așa, acum am personalitatea mea. Acum am personalitatea mea, ia uite-o! Înainte ea călătorea cu Metrorex. Bă, nene, băi, nu cred că i-a făcut neapărat plăcere lui Asteca, dar dacă mama lui l-a rugat să intre pe această piesă, asta e mama lui Asteca în prezent, ok. Doamna Manuela Fedorca are 50 de ani și arată extraordinar la 50 de ani și sincer mă bucur să văd pe Asteca cum stă cu mama lui, chiar mi se pare wholesome, așa, tot momentul ăsta. Îmi imaginez că copilăria lui Asteca a fost și bună și dificilă în același timp cumva, pentru că pe de o parte, o parte din copilăria lui a avut tot ce și-a dorit, tatălui avea foarte mulți bani, dar nu toți erau câștigați regali și ulterior înțeleg că tatălui a intrat la pușcărie și vă dați seama că pentru un copil să fie parte la așa ceva
e foarte nasol să conștientizeze lucrurile astea, că l-au arestat pe tata și așa mai departe. Din fericire, eu am fost complet ferit de lumea asta și de astfel de chestii, dar mi se pare tare că chestia asta nu l-a ruinat și omul continuă să fie pe treaba lui, să fie tare, face piese foarte mișto și mie personal îmi place și Derek ca om. Mi se pare că are o atitudine corectă întotdeauna, că e pe pace, mi-a plăcut întotdeauna de Asteca, to be honest. Mergem mai departe, prima piesă a lui Oscar, Dulce Românie. Asta e o piesă de-aia mai patriotic așa de copil. Bine, Oscar a fost și la Next Star, dar voi știți deja asta. Când valorile sunt scăzute și duse la vid, rămâi la starea de confuzie și ai un beat. E, vreau doar un chiron și o foaie să-mi scriu ideile și vreau să deschid ușile rapului, dar nu am cheile. Bă, frate, o dădea bine Oscar. Oscar întotdeauna a fost foarte bun pe lirică și sincer nici nu pare genul ăla de copil care era împins de la spate de părinți. Nu e gen modelul Andra Gogan. Adică omul se vede că el era pasionat, el a avut inițiativă, el a făcut lucrurile astea pentru că i-au plăcut lui. Știi că Oscar când era mic a fost într-o reclamă la Provident? Toader a fost mereu un copil bun, până când s-a certat cu Româna. Îmi spunea: nu mă interesează, eu am muzica mea. Foarte, foarte, foarte ok, Oscar, în reclamă asta. Mergem mai departe, fraților. Prima piesă a lui Alber Nebunu, care e foarte pe far acum. Hai să vedem prima lui piesă. Se numește Friștă. O știu piesa asta. Bună piesa. Mi se pare fix Cyber Nebunul de acum. Mi se pare că ăsta e stilul lui în continuare. Și a zis: am tut-o rău că m-a votat la sondaj. E ceva, chiar aș vrea să-l sun să-l întreb: bă, ce înseamnă, frate, am tut-o rău că m-a votat la sondaj? Alo. Te pup, Albert, te ce faci? Acasă, tu? Bă, frate, uite, fac aici o filmare în care reacționez la primele piese ale trapperilor pentru canalul meu de reacții, știi? Și așa. Prima ta piesă e aia, Frișcă, nu? Frișcă, da. Și ai aici un vers, frate, și nu înțeleg versul. Zice așa: am f***o rău că m-a votat la sondaj. Și voiam să te întreb ce ai vrut să spui cu acest vers, că nu mi-e îmi dă cu vibră, nu înțeleg. Știi când faci sondaj de la pe Instagram, gen, și pui emoji de la gen ori urât, ori frumos? Aaaa, și gen, ai făcut un drag și ea ți-a pus că ești frumos. Da, și de acolo a plecat toată situația, gen. Bă, mulțumesc de rămurire, frate, nu înțelegeam versul. Mersi, mersi că m-ai rămurit. Shoutout la Alber Nebunu, merge să ascultați ultima lui piesă, Încerc, se numește. Foarte mișto piesa și cred că până postăm noi asta iese și clipul de la piesă. Clip produs de Sherry Media Network, evident, băieți. Bun, foarte mișto prima piesa lui Alber Nebunu, dar hai să ascultăm acum prima piesa lui Mgkapa, pe care eu o știu deja, pentru că știți că fratele vostru e ascultător. Zâna Măseruță nu mai vine, că i-a spart Mgkapa toți dinții. Hai să vedem. Când îi prinzi pe tare, nu mai da Mgkapa că ne doare dacă... Aici Mgkapa într-adevăr nu stăpânea niște noțiuni de metrică sau de ritm foarte bine, dar cumva e funny din cauza asta, parcă chestia asta face piesa și mai bună, că zice: când îi prind țipă tare, nu mai da Mgkapa că ne doare. Adică... Nu stau la semafor, scot trepări din decor. Nu stau la semafor, scot trepări din decor. Zâna Măseluță nu mai vine că i-am dat jos toți dinții. Când mă vezi cu un pic pe bite scot din minci, Mgkapa-i zeu, n-ai cum să-l atingi. Aici Mgkapa nu înțelesese încă treaba asta cu iurile la final. Nu înțelesese că nu poți să rimezi dinții cu minți, știi? Adică asta încă nu înțelesese. Acum văd că a evoluat din punctul ăsta de vedere. Deci Mgkapa chiar a avut o evoluție foarte bună. Da, Mgkapa a avut cea mai bună evoluție. Ăsta e un mod bun de a spune că prima lui piesă este varză. Da, chiar e varză prima piesă. Ok, hai să mergem mai departe cu prima piesă de la Amuri. Mă rog, prima piesă pe care am putut să o găsim. E un featuring cu Chirafonic. Deci de când Amuri a venit la Sig Music. Pentru că Amuri făcea și înainte muzică, dar habar n-am unde pot să găsesc o piesă mai veche decât asta, sincer. O doamnă dau de dremul rățul la pe tine. Aina, nu te face, dar te face să dai bine. Era floral. Tana, nana, nana, tana, nana, nana, nana. Bănii nu zboară pe prostii, sunt desa sobra. Sunt pe bigi ori mund, dacă mă vezi cu zingul zubra. Dar mă vezi rimbă.
Ați văzut? Deci Supra, da? Râdeați de mine în 2017 că purtam Supra, dar de-a murit, de ce nu râdeți? Uite, sunt pe picior bun dacă mă vezi pășind cu Supra, adică e ziua bună de Supra, ți-i înțeles? E duminică. Mă simt altfel cu ceasul cu 1,5 milioane. Mă simt altfel cu un ceas de 1,5 milioane. Bă, 1,5 milioane pentru un ceas nu e așa mult, adică sincer acum, dar dacă el se simte altfel cu ceas de 1,5 milioane, foarte bine. Muzica mi-e pilul, sunt mai circa 4-7, să înțelegi și tu că n-am rivalitate, ba. Hai, na, nu-l facem. Bun, deci asta e prima piesă a Oamui, o piesă corectă, o piesă reușită, o piesă cu ritm, adică n-avea probleme de astea elementare, la modul că nu știa să rimeze sau nu înțelegea măsura, deci e o piesă foarte corectă, dar nu avem cum să uităm de un clasic în viață, piesa Goran Remix. Bă, asta nu că e bună, este foarte bună. Prima piesă a celor de la Goran. Goran, pardon. Bine? Cypher? Sunt băiat de gardier pe viață. Nimeni nu mă întrebi, bă, ascultă-ți. Ideea e că ce-i tare la piesa asta este că o dă bine până și Alex Sosa. Care Alex Sosa de obicei, nu știu, nu pare făcut pentru muzică, dar în piesa asta o dă bine. Zi de zi în goana după rei. Ok. Trap Jedi Master nu e glumă. Vagabond inteligent, 100 tone de tare. Îndă-mi banii fi băiat deștept, ah. Bă, deci până la urmă a rămas doar OG Izbul cu Alex Sosa în Goran. Dar uitați-vă câți erau la început. Ce frică de mine, te-ai schimbat la fapt. Bă, trap, bă, 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 bă. Mi se pare că avea mai mult haz atunci, sincer, OG Izbul. Închină-te la flow-ul meu, frate! Spune-mi înălțimea voastră! Da, mă, da, era bun OG Izbul. Hai să vedem prima piesă a lui Rava, fraților. Wow, piesa asta chiar nu știu. Rava, Lumina 2, featuring Paco. Frații mei trag doar cocaină, bufe mă dus pe lumină, tremur mi se... Da, am crezut o secundă cu sora se doar frații mei trag doar coca, că mă gândeam că se înțelege ce, despre ce e vorba la coca. Ce, frații mei trag doar coca ină. Știți, adică a dat-o clar să nu mai există vreun dubiu. Doar coca ină, bufe mă dus pe lumină, tremul mi se face silă, mă rupe și mă alină. Cu Paco întreapă, îți rup capul, tsunami, gen, ne stuge, noi valul nou. Wow, wow. Da? O piesă bună, o piesă chiar bună. Dar evident, n-avem cum să nu vorbim și de veteranii trapului în România. Prima piesă, care nu e prima piesă Shatra Benz, e piesa Chirafonic cu Super Red și Nosfe. Asta e de fapt originea Shatrei Benz, piesa Sparg. Deci înainte de piesa Vine Shatra, este piesa Sparg. Hai să o ascultăm. Strig Shatra când e alcoolele mea alea. Auziți? Niciodată n-o să pot să-mi iei felia mea. Răsună luciferii când de fapt e vocea mea. Când se lasă întunericul e noaptea mea. Golan iluminat și dubeu de mahalea. Dar asta să știi, Alex, asta nu e prima piesă a lui Chira. Asta e cumva prima piesă în combinația asta. Băi, deci ăsta a fost începutul unei povești foarte, foarte mișto în muzica românească, povestea Shatra Benz, care trebuie să recunoaștem că sunt cei care au dat fenomenul ăsta în România și întotdeauna trebuie să li se dea creditul ăsta, pentru că ei și-au luat toată critica la momentul respectiv ca cei de acum să poată să cânte ceea ce cântă. Hai să vedem acum prima piesă a lui Bacovia din 2009, băieți, omul meu e veteran de veteran. Se numea MCHH pe vremea respectivă Bacovia. Nume care venea de la, foarte simplu, MC Hip Hop. De acolo venea numele lui. Baby. E greu realitatea, te bate ca pe un sclav, ocrotit doar de întuneric. Nu mai e nărat, e foarte grav. Situația scapă de sub control, valuri de gheață. Înceață, te lovesc pe trup petrol. Asta este rap de la cu mesaj, băieți. Rap de la pe vechi, de la Bacovia. Dar oricum trebuie să-i dați credit cu Bacovia, că făcea rap pe vremea când noi învățam alfabetul la școală. Și ultima piesă la care o să reacționăm, prima piesă a lui Marco Gras. Bă, cânta foarte bine omul meu în engleză, să ne înțelegem. Cânta foarte bine. Bun! Mi-e spai că Marco Gras câștigă video-ul ăsta detașat, adică doar 29.000 de views, băieți, pentru piesa asta. În vreme ce cea mai populară piesă de la el e huge, are 22 de milioane de views, Savan. Wow!
foarte tare, frate, jos pălăria pentru Marco. N-a ieșit treaba asta în engleză, e foarte greu să rupi în internațional. Deși piesa lui Eu de Mars a dat și la radiouri în alte țări, pe engleză e foarte greu să rupi. Și în general în internațional e foarte greu să rupi. Dar frate, bravo lui că a încercat și nu s-a făcut de râs. Adică a încercat și a dat-o foarte bine în engleză. Acestea fiind spuse, fraților, vă mulțumesc că v-ați uitat. Eu am fost Sherry, v-am pupat.